Cristi, am văzut că te ține după mijloc, așa, niște gesturi pe care nu le-am mai văzut. N-ați fi avut cum. N-ați fi avut cum să vedeți asta, pentru că până acum n-ați văzut un cuplu format din mine și cineva. Ei, acum situația stă cu totul altfel. Acum pot să răspund tuturor frustrărilor colegilor mei, tuturor ipocriziilor venite din partea lor, cum că eu nu formez un cuplu. Ei bine, da, uite, acum suntem un cuplu. Și de aștept fapt, să văd care e... Mă amuză foarte mult câte măști poate să aibă ăsta. Probabil, că noi n-am venit cu măști. Nu știu cine a venit cu mască. Păi... Atâta timp cât vii aici în o competiție... Nu mă refer la tine, Alexandra. Atâta timp când vii aici într-o competiție și spui că vrei să ajuți o persoană, dar de fapt tu îi faci mai mult rău. Practic, Cristi a demontat tot parcursul lui în această emisiune, dacă mă întrebați pe mine. Conform părerii voastre, noi când am intrat în cameră aseară, doamna Bianca, noi când am intrat aseară în cameră, am găsit-o pe Modelina acolo și am avut o ședință de familie. Modelina a stat între noi pe canapea, am pus la punct tot ce nu am reușit să vorbim aici, a spus că s-a bucurat foarte tare că le-a insuflat participanților nevoia. Asta o să vedem diseară materialul. Eu vreau doar să întreb dacă ai dormit bine, Cristi. Nu că am dormit bine, nu prea am putut să dorm, ce-i drept, după atâta timp. Să știi la ce mă refer. Da, am dormit foarte bine. Înseamnă că nu ai conștiință. Adică ai rănit o fată atât de puternică. Doamne, e părerea dumneavoastră, doamnă, și deja să vorbesc, am obosit să aud o mulțime de prostii care vin doar prin filtrul dumneavoastră. De adevărul, ar trebui să-ți fie rușine, ar putea fi mama ta. Dar nu e. Adică îți spune prostii. Dar nu e mama mea. Ar putea fi, are vârsta probabil. Era frumos să mă respecti. Adevărul doare. Respectați-ne și dumneavoastră și noi vă vom respecta. Fetiță, nu vorbi nimeni cu tine, te rog frumos să taci. Nu îmi spui tu să tac, te rog frumos. Dar de ce intervii? Cineva poartă o conversație, ești chiar de simțită. Ascultați-mă, doamne. Nu cunoașteți. Pe vorbește cu Cristi și se bagă ea. Vă rog, atenție la limbaj. Noi aseară am discutat cu Mădălina. Foarte bine. Okay. Și vorbiți cu ea. Mădălina nu este nu nici pe departe ceea ce credeți că dumneavoastră. Am venit aici. Punct. Adică Mădălina nu v-a spus nimeni, asta v-ați grăbit repede cu niște concluzii. Și nu a mai avut șansa. Mădălina a fost eliminată? Tu te auzi ce spui? Nu a fost eliminată. Dragă, a abandonat. Dragă, îmi cer scuze, deci... că a abandonat. Asta a fost doar supărarea, că nu a mai rămas în competiție să câștige un apartament. Nu eu și nu alt motiv. Da. A și spus în direct că este foarte afectată. Deoarece trece din nou o să vedeți materialul în care noi am avut o conversație cu Mădălina. Iar Cristi, din punctul a încercat să manipuleze publicul și să-și atragă voturi prin a fi un îngeraș care încearcă să facă un bine, dacă mă întrebați pe mine. Atras voturi? Da, ideea că lumea a văzut în cameră ce s-a întâmplat zi de zi. Pot să spun ceva? Vă rog frumos să-i spuneți lui fetița asta să nu mai vorbească când cineva vorbește cu Cristi, tot timpul intervine ea. Și tu intervii dacă cineva vorbește cu partenerul tău sau îl atacă, nu? E vorba, când îți punem întrebările ție, te rog să răspunzi tu, ca respect, pentru că suntem în fața unei, să uită atâta lume la noi. Alexandra, dar nu merită nimeni pe tine, dragă. Dar nu înțeleg, se uită atâta lume la noi și eu să zică că suntem inculți sau necivilizați. Nu, nu o să despre mine asta. Nu despre tine, dar despre mine, draga mea, când lor întreb pe Cristi și vreau să-mi răspundă Cristi tocmai ce l-a întrebat. Doamna Bianca, dacă a dormit liniștit și o apăsat în chestia că știi la ce mă refer, adică psihic, tu ai putut dormi aseară știind ceea ce s-a întâmplat, adică e vorba despre Mădălina, ca să-ți aduc aminte, draga mea. Vreau să vă fac să înțelegeți, noi am avut o conversație cu Mădălina înainte de a pleca. Mădălina nu a plecat supărată, frustrată pe mine sau pe Cristi sau pe relația noastră. A spus, ok, fata, te iubești și n-am nimic că sunteți împreună. Doar că da, mi s-a întâmplat, s-a repetat istoria că a venit altcineva, a intrat altcineva. Și îți dai seama că pentru ea au fost repetându-se istoria așa, ca și cum ai sufla. No, da, știi cum e? Să vă spun eu. Nu este problema mea să plâng mila nimănui. Ba da, este problema ta. Și ai o vină foarte mare, adică în sensul că ai încercat. E regulă, doamnă, mulțumim frumos, noi suntem bine și așa. Cu plăcere, dragule, cu plăcere. Suntem foarte bine și așa, acceptăm. Puteți să spuneți în continuare fiecare punct de vedere. Rog să păstrăm o demnitate. Nu sunteți în cunoștință de cauză. Adică? Atâta timp cât am fost aici. Adică noi am văzut și suntem în cunoștință de cauză. Ați văzut o secvență aseară aici. Da.
tot filmul nu-l cunoașteți. Tot filmul, păi o să-l vedem și o să fii și mai mă gândesc. Asta spun. Bine, dragilor, vreau să vă opriți puțin.